Bună seara, bine ați revenit la emisiunea Vizor. Sunt Rareș Niculescu. În Vizor, emisiune despre actualitatea politică și socială, așa cum este ea în țara noastră, cu bune și cu rele. Îl avem în această seară alături de noi pe Claudiu Turcuș, care este reprezentantul noului partid Demos. Bună seara, bine ați venit. Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Tocmai am urmărit împreună cu telespectatorii noștri, înainte de începutul acestei emisiuni, o discuție cu salariul minim pe economie, o discuție cu în jurul declarațiilor date de ministrul muncii Ilia Olguță Vasilescu, o preconizată creștere a salariului minim pe economie. Care ar fi un salariu minim pe economie care, din punctul dumneavoastră de vedere, preocupat de probleme sociale, preocupat de actualitatea socială, de actualitatea familiilor noastre, care ar fi un salariu minim potrivit, un salariu minim decent pentru români? E deja bine cunoscut studiul lansat de curând în spațiul public, care vorbește despre două tipuri de salarii minime necesare unui trai decent. Aceasta este configurația. Nu doar, accentul cade nu doar pe minim, ci și pe decent. Iar pentru o persoană, calculul în general făcut în zona urbanului mare este la 2500 de lei net, iar pentru o familie cu doi copii, în jur de 6700 de lei. Care este diferența între minim și decent? În principiu, aici deschidem o întreagă discuție despre ce ar trebui să genereze munca. Munca ar trebui să genereze o viață, iar viața ar trebui să fie decentă. Dacă dintr-un salariu care reprezintă practic plata pentru munca după o lună de zile al unui om, nu se poate trăi decent, înseamnă că ceva e profund defect în acest circuit care presupune pe de-o parte un patron sau să spunem cineva care investește niște bani, o piață și o muncă. Dacă acea muncă care se află între cele două e remunerată insuficient și nu se poate trăi dintr-o normă întreagă, înseamnă că e o problemă. Decența, deci, înseamnă ca un om să poată trăi normal, să nu fie în subzistență din ceea ce produce după o lună de muncă. Să vedem acum știrea cu acest studiu la care a făcut referire și invitatul meu. Vom reveni la această discuție care este importantă, sunt convins, pentru toată lumea. Valoarea coșului minim de consum pentru un trai decent pentru o persoană este de circa 2550 de lei pe lună, iar pentru o familie formată din doi adulți și doi copii, valoarea acestuia urcă până la 6750 de lei. Datele sunt prezentate în concluziile unei cercetări realizate de Fundația Friedrich Ebert România, împreună cu Sindex România și Indexul de Cercetare a Calității Vieții. Conform standardelor internaționale, coșul minim de consum pentru un trai decent este estimat în funcție de nevoile unei familii de doi adulți și doi copii. Realizatorii studiului au presupus că familia locuiește în mediul urban, că adulții sunt ambii salariați cu venituri sub medie și vârste cuprinse între 35 și 45 de ani. De asemenea, aceștia au presupus că unul dintre copii are vârsta cuprinsă între 12 și 14 ani și celălalt între 8 și 10 ani. În cheltuielile românilor, alimentația are o pondere de peste 20%, iar locuința peste 26%. Astfel, pentru alimentația familiei ar fi nevoie de peste 1400 de lei, pentru îmbrăcăminte și încălțăminte în jur de 650 de lei, iar pentru locuință aproape 1800 de lei. Pentru produse de uz casnic și igienă personală, o familie obișnuită ar avea nevoie de circa 240 de lei, pentru educație și cultură aproximativ 550 de lei, iar pentru îngrijirea sănătății în jur de 100 de lei. Pentru fundamentarea conținutului coșului minim de consum pentru un trai decent au fost realizate interviuri în 5 orașe mari ale României, printre care și Cluj-Napoca. La interviuri au participat salariați din mai multe sectoare de activitate: administrație publică, învățământ, servicii publice, comerț, industrie, IT, bănci. Potrivit datelor de la Inspecția Muncii, 47% din contractele individuale de muncă sunt pe salariul minim, iar 67% din salarii sunt mai mici de 2500 de lei. Potrivit Confederației Naționale Sindicale Cartel Alfa, mai puțin de un sfert dintre români trăiesc peste standardul coșului minim de consum pentru un trai decent. Iată, deci, rezultatele studiului. Unora li se va părea mică suma, altora probabil li se va părea destul de bună. Ce se desprinde însă din rezultatele acestei cercetări? Aproape jumătate din contractele individuale de muncă încheiate în România au ca obiect salariul minim pe economie. Da, e, din punctul meu de vedere, strigător la cer ca jumătate din populația activă să fie încadrată pe o plată minimă. Practic, aici găsim și oameni care sunt în primul an de activitate, și oameni care au 20 de ani de vechime, și oameni care muncesc de 30 de ani și se apropie de pensie, și toți sunt
practic, ce în același loc. Ce ne spune acest lucru? Că salariul minim este un punct de referință foarte important, de vreme ce jumătate dintre români sunt plătiți în funcție de această sumă stabilită oarecum arbitrar de guvern. Păi sigur, dar ideea e că n-ar trebui să fie arbitrar. Iată, s-au făcut niște calcule, iar aceste calcule ne spun că salariul minim ar trebui corelat cu nevoile reale ale populației. Practic, dacă nu ar exista niciun salariu minim sau dacă salariul minim ar fi și mai mic decât acesta, cu siguranță am avea 50% din populație câștigând acel salariu minim sau mai puțin decât este astăzi salariul minim. Funcția salariului minim este să ne asigurăm la nivel de societate că nu se poate plăti munca mai jos de un anumit nivel. Ce constatăm astăzi este că, într-adevăr, acest nivel este unul critic, este unul care nu-ți permite să trăiești din propria ta muncă, iar el este speculat de către cei care oferă locuri de muncă, astfel încât să nu diferențieze între competența oamenilor, între vechimea lor, între nevoile reale pe care le are o firmă pentru a angaja un om sau altul. Toată lumea e la minim pe economie. E o mare problemă. Sigur, 47% dintre români. Sigur. Aici trebuie să înțelegem foarte bine că o parte dintre acești 47 dintre români își negociază, într-o formă sau alta, o plată mai bună, ajungând în ceea ce putem numi economie gri sau neagră. Dar există o parte consistentă a acestor oameni care nu are nicio șansă să negocieze nimic și pleacă acasă cu 1100-1200 de lei, cât înseamnă minim pe economie. Iar din calculele făcute rezultă foarte clar că nu se poate trăi din acești bani. Și atunci, practic, ai o populație care este în subdezvoltare permanentă și ai un guvern care în permanență spune că are creștere economică, dar ea nu se reflectă deloc decât într-o foarte mică parte a cetățenilor. Haideți să vedem acum și promisiunile guvernului în această privință. Ce declară ministrul muncii Ilia Olguța Vasilescu? Că se va întâmpla cu salariul minim începând de anul viitor. 2080 de lei va fi de la 1 ianuarie valoarea acestui salariu minim, respectiv 2350 de lei pentru persoanele cu studii superioare. Aici sunt două discuții. Le vom lua pe rând, le vom aborda în continuare. În primul rând, 2080 de lei. Iată, foarte apropiat de ceea ce s-a stabilit prin acel studiu, că este valoarea coșului minim pentru un trai decent. Dar din acesta se compune traiul pe care îl dorim pentru un om? Doar din asta se compune viața? Din coșul zilnic de alimente? Din banii pentru locuință? Din mărunțișul pentru care am văzut că, potrivit studiului, ar trebui să-l alocăm pentru îmbrăcăminte și încălțăminte? Din asta trebuie să se compună viața unui om? Studiul prevede și anumite sume de bani pentru economii, pentru recreere, pentru, știu eu, nevoi precum cele legate de îmbrăcăminte. Să spunem că e destul de decentă alocarea acestor bani pentru activități destul de variate și pentru nevoile, să spun, curente ale unei familii. Ce mi se pare mie important aici, în discuția asta despre defalcarea minimului pe studii superioare și studii medii, este că, în primul rând, va fi foarte greu de aplicat. Sunt o grămadă, așa cum discutam, sunt o grămadă de situații în care cineva se poate angaja cu studii superioare pe un post care, să spunem, n-ar necesita studii superioare și există, deci, un interval, un fel de nișă în care... Ce se vrea această diferențiere? O răsplată pentru cei care au făcut o facultate sau o încurajare ca pe viitor mai mulți oameni să urmeze studii superioare? Ce credeți dumneavoastră? Care este sensul acestei măsuri? Dacă vrei să stimulezi populația să urmeze mai multe studii, ai altfel de politici. În niciun caz nu pui un minim pe economie cu 300 de lei mai mare. E complet demotivant și nu are nicio logică. Trebuie să ai politici educaționale, politici publice, care să genereze, într-adevăr, accesul la educație universitară mai bună a tinerilor. Pe de altă parte, trebuie să înțelegem că aceste sume sunt niște sume brute. Practic, salariul minim pe economie va crește în urma acestei mult trâmbițate creșteri pe care PSD-ul o operează cu 100 de lei net. Studiul vorbește despre sume nete, nu despre sume brute. Prin urmare, diferențele încă sunt mari. Dar dacă vrei cu adevărat să te apropii, și Demos propune asta, e viabil un salariu de 2500 de lei net. Oricât de straniu ar putea suna pentru foarte mulți dintre oamenii care ne urmăresc. De ce e viabil? Pentru că ai nevoie de niște politici publice prin care să ajungi acolo. Și dacă iei niște măsuri, cum ar fi, de exemplu, impozitarea progresivă,
Dacă ai impozitare progresivă, dintr-o dată impozitezi mai puțin pe cel care are un salariu mai mic și mai mult pe cel care are un salariu mai mare. Așa este în toată Europa, în afară de 3 state. România este printre ele, iar celelalte două nu sunt dintre cele dezvoltate. O a doua măsură importantă și foarte stabilă din punct de vedere economic și eficientă ar fi returnarea impozitelor. Pot să corelez și cu asta. Dacă un om nu reușește să ajungă până la un nivel de salarizare care să-i asigure viața, pot la sfârșitul anului să-i returnezi impozitele. Sunt asemenea practici de fiscalitate. Cum ar funcționa un astfel de sistem? Sunt convins că multă lume ar fi interesată cum ar putea, la o adică la sfârșitul anului, să primească o parte din banii plătiți statului sub formă de impozite. Sunt sisteme care pot să funcționeze foarte bine, e nevoie de un circuit administrativ foarte clar. Omul trebuie să demonstreze că se află la un nivel de salarizare care nu-i permite, în urma calculelor simple, să atingă nivelul de minim de decență și, practic, atunci taxele îi sunt cumva returnate pentru că societatea nu a reușit să îi ofere, în urma unei activități de muncă, da, cu normă întreagă, un nivel de trai corespunzător. Dar acesta este un nou limbaj, domnule Niculescu. Acesta este un alt mod de a te uita la societate. Și reacția mea foarte surprinzătoare în momentul în care am scris un comentariu despre acest studiu a fost că majoritatea oamenilor au privit ca ceva fantasmatic acest studiu. Chiar interesant. Ce au comentat oamenii acum? Majoritatea au ceea ce aș numi sindrom post-traumatic. Nu le vine să creadă că așa ceva ar fi posibil. Nu le vine să creadă din cauza faptului că s-au obișnuit cu sărăcia, cu condiții proaste de viață, cu lipsa banilor, cu un mod de viață care să nu le asigure practic un trai decent. Și reacția imediată este, ăsta e populism. Așa ceva nu se poate, sau, dacă mergem, asta e direcția, să spunem așa, critică fără să fie foarte problematizantă, și cealaltă direcție este cumva ideologică, profund neoliberală, care ne spune, păi de-aia aveți salarii mici, că nu sunteți productivi. De-aia e fals. România e cea mai productivă țară din Uniunea Europeană, conform studiilor, din cauza faptului că se muncește pe nimic, se muncește pe gratis. Și dacă ne uităm exact care e productivitatea pe cap de locuitor, observăm că suntem, dacă nu mă înșel, undeva la 5, iar Germania este undeva la 7-8, iar Suedia este undeva la 9 pe o scală. Prin urmare, ar trebui să avem nu salarii jumătate. Nu pentru că muncim mai mult decât alții, ci pentru că muncim mai ieftin, recompensa pentru munca românilor pentru este mai mică. Pentru că muncim mult mai ieftin și, practic, aceste date ne arată că ar trebui să avem salarii la jumate față de Suedia sau față de, sau la, știu eu, 60% față de Germania, ceea ce nu se întâmplă. În Europa Occidentală, aceste lucruri s-au stabilizat în sensul în care statul se asigură, iată de pildă cazul Spaniei. În Spania a fost o dezbatere săptămâna trecută de mărirea a minimului cu 240 de euro dintr-un foc pe împrumut, pentru că populația, societatea este o prioritate. Nu poți să ai o societate sănătoasă cu o populație în subdezvoltare. Firește, nu trebuie să faci măsurile astea populist sau încercând să creezi panică socială sau să pozezi într-un erou politic. Da, se pot face treptat, se pot face prin măsuri corelative, însă nu putem la infinit, sunt 30 de ani după 1989, în care tot populației îi se cere să ducă acest greu al tranziției, tot ea este neproductivă, ne tot dezvoltăm economic, tot creștem economic, însă social nu creștem deloc. E inadmisibil lucrul ăsta și de aici, de la aceste nevoi, pornește acest studiu și sunt soluții și sunt și resurse pentru lucrul ăsta. Dar, cum v-am spus, e un nou limbaj. Oamenii trebuie să înceapă să creadă în asta, trebuie să se uite puțin altfel la societate și să asculte și voci care s-au exprimat poate mai puțin sau au fost contracarate de fiecare dată. Am avut o singură poveste despre tranziția românească. E cazul după 30 de ani să avem și alta. O altă poveste, o altă idee pe care o auzim de cele mai multe ori când discutăm despre locuri de muncă, despre productivitate, lipsa forței de muncă pe piața românească. Ce facem
cu toată această forță de muncă pe care o avem la dispoziție, dar nu o exploatăm în niciun fel. Și un exemplu foarte bun ar fi oamenii care locuiesc în preajma marilor orașe, dar nu au cu ce se deplasa la un loc de muncă care ar putea să le fie oferit în orașe, în Cluj-Napoca, de exemplu, sau în marile orașele țării. Cele care tocmai se plâng de acest deficit de forță de muncă. Deficitul de forță de muncă este real, dar oamenii au plecat din țară pentru că au fost foarte prost plătiți. Oamenii nu se duc să muncească astăzi pentru că sunt foarte prost plătiți. Sigur, e și lipsă de oameni calificați pentru că oamenii se duc acolo unde plata e pe măsură. Și atunci, firește, n-ai infrastructură să transporți oamenii dintr-un loc în altul. Dar pe de altă parte, nu ai nici un cadru care să asigure o decență a muncii. Nu e normal ca un om să se trezească la 3 dimineața, să facă o navetă de 60 de kilometri, chiar dacă transportul e asigurat, și să plece după o lună în urma unui asemenea ritm de muncă, ajunge probabil seara la 6-7 acasă, e gata toată ziua, să plece cu 1100 de lei, din care oricum nu poate trăi. E clar că în momentul în care va avea un minim confort material ca să poată să-și ia un bilet de avion și cineva care să-l ajute într-o țară occidentală va pleca. E evident. Rămân doar cei care nu mai au nicio putere de negociere socială. Și în prelungirea acestei discuții despre subdezvoltare, aș aduce aminte că Demos organizează la Cluj peste 2 zile, în data de 7 noiembrie, la Fabrica de Pensule. E un spațiu foarte, foarte artistic și foarte plăcut, unde e și o expoziție în momentul ăsta. O conferință a profesorului Cornel Ban de la Copenhagen Business School, care va vorbi despre România centenară și despre soluții de a ieși din subdezvoltarea socială. E un profesor de economie politică care va explica foarte clar, cu cifre, care sunt măsurile pe care România trebuie să le ia astfel încât să ne dezvoltăm și social, sau mai ales social, și să valorificăm dezvoltarea noastră economică. România nu este o țară săracă în momentul de față. Nu este o țară care nu produce, nu e compusă din oameni care nu sunt productivi, dimpotrivă. Însă lobby-ul care să țină acești oameni captivi pe un salariu minim este foarte mare. Vă dau un exemplu. În urmă cu 2 săptămâni a existat o lege în Parlament care permite aducerea de muncitori extracomunitari. Păi, de ce? Pentru că aceia vor fi dispuși să lucreze pe 200 de euro, nu vor avea nicio putere de negociere. Până să aducem muncitori extracomunitari, haideți să vedem cum am putea face să-i aducem pe posibilii muncitori din jurul municipiului Cluj-Napoca. Aceștia, până una alta, nu au cu ce se deplasa, din păcate, la Cluj, chiar dacă aici ar fi locuri de muncă de oferit. Despre starea drumurilor județene, despre situația în care au ajuns aceste căi de comunicare, vom vedea materialul care urmează. Vicepreședintele Consiliului Județean Cluj, Vakar István, critică starea deplorabilă în care se găsesc unele drumuri județene proaspăt reabilitate. Potrivit unui articol publicat de Ziar de Cluj, adjunctul din Consiliul Județean arată public cu degetul spre starea drumurilor din județ și spune că la reabilitarea acestora se folosesc materiale neconforme. Iată ce scrie pe Facebook Vakar István, care publică fotografii ale unui drum aflat într-o stare precară, fără însă a preciza unde anume au fost făcute pozele. Lucrare de aproximativ un an, reparații în garanție. Oare dacă aș pune și numele executantului s-ar interpreta ca reclamă negativă? Ce altă explicație este decât proastă execuție cu materiale neconforme? E ok că este pe cheltuiala executantului, dar nervii șoferilor și blazonul județului, cine le suportă? În Cluj există o rețea de circa 1200 de kilometri de drumuri județene. Pentru modernizarea a 500 de kilometri din această rețea, Consiliul Județean s-a îndatorat cu 50 de milioane de euro, bani împrumutați încă din anul 2016. Creditul a fost contractat pentru o perioadă de 12 ani. Iată, ați văzut informațiile, îl avem în continuare la telefon pe fostul președinte al Consiliului Județean, Mihai Seplecan, cu care vom comenta împreună aceste declarații. Bună seara, Mihai! Bună seara ție, bună seara invitatul tău și tuturor. Alături de mine în studio, Claudiu Turcuș, reprezentantul partidului Demos. Alo! Alături de mine în studio, reprezentantul partidului Demos, Claudiu Turcuș. Îți spunem bună seara amândoi! Bună seara și cu tot respectul ție și lui și celor care ne privesc. Nu știu dacă ai văzut materialul, este vorba despre o constatare a vicepreședintelui Consiliului Județean, domnul
István Vacar despre reparațiile care se fac la căile de comunicare din județul Cluj sub nivelul de calitate pe care l-am pretinde de la sumele investite în aceste proiecte. Da, am văzut comentariul domnului vicepreședinte Consiliului Județean, chiar am comentat și eu și am adăugat câteva poze și vreau să-l felicit pe această cale că este consecvent în acțiunile pe care le-am demarat eu când am fost președinte al Consiliului Județean în 2015 și l-am luat și pe el alături de mine ca să pară mai credibilă acțiunea, să nu creadă cineva că este o răzbunare cumva politică. Eu în acea perioadă am fost acuzat de către mai mulți politicieni că aș opri anumite dezvoltări când am fost președinte al Consiliului Județean, una dintre ele fiind și pe drumurile județene. Eu n-am fost de acord să fac plăți față de firmele care au lucrat pe drumurile județene, inclusiv pe lucrarea pe fonduri europene de la ICPONOR, unde l-am luat și pe domnul vicepreședinte al Consiliului Județean, pe domnul Vacăr, în acea perioadă. Am fost prezent la fața locului, iar drumuri asfaltate proaspete nu aveau șanțuri, nu aveau rigole, erau trecute că sunt asfaltate și nu erau asfaltate. Aceste lucrări, iartă-mă că te întrerup, aceste lucrări nu se execută în baza unui proiect? Nu există o descriere a lucrării care trebuie executată? Ba da, doar că până acum cei care au condus Consiliul Județean împreună cu cei care executau lucrările erau pe mână, împreună cu cei de la Curtea de Conturi, erau o bucurie comună, așa, generală, vorbind de județul Cluj, că vedem ce se întâmplă în toată țara, peste tot locul se întâmpla și ai un contract, ai un proiect tehnic, trebuia să execuți, să zicem, 2 km cu o lățime de 2 metri pe o grosime de 10 cm. Ei, când mergeai la fața locului, vedeai că nu erau 2 km, că erau 1,800, nu era 2 metri de lat, că era 1,60, nu era de 10 de gros, că era 8 de gros. Plus că nici nu era materialul folosit ce trebuia să fie acolo. Eu m-am dus și am carotat de fiecare dată, n-am făcut nicio plată. S-au făcut presiuni în acea perioadă pe mine, am și ieșit public și în Ziar de Cluj au fost unul dintre ziarele care m-au susținut în acea campanie. Am fost chiar la o acțiune, am fost chiar cu colegul vostru, cu domnul Victor Lunglu, undeva în zona Bejului și împreună cu domnul Victor Lunglu am ridicat drumul. Deci dacă dacă puteți să înțelegeți, să credeți așa ceva, mi-am băgat mâna pe sub drum. Nu era proaspăt asfaltat astăzi, să zicem, că nu. Era de multă vreme asfaltat, mi-am băgat mâna pe sub drum și l-am ridicat. Deci se crepa tot. Nu a fost niciodată, nu s-a vrut să se construiască. S-au făcut doar plombări și întrețineri pe drumuri din două motive. Unul la mână, dădeai cu atribuire directă oricărei firme doreai tu, deci nu se mai făcea licitație și atunci dădeai firmelor de casă care venea parandărătul. Și doi la mână, nu țineau, fiindcă la o lucrare care faci șanțuri, rigole, subtraversări și o faci cum trebuie, trebuie să ai garanția, firma trebuie să-ți dea garanție 5 ani de zile pe lucrări. Iar la plombări stătea 3 luni sau 6 luni. Apropo de aceste standarde, te întrerup o secundă, îmi cer scuze, există această legendă urbană, această credință a oamenilor că lucrările de mântuială se fac tocmai din interesul firmelor de a repeta lucrarea și anul viitor și peste 2 ani. E adevărat acest lucru? E interesul firmelor, dar știți cum e? Zice că peștele de la cap se împute. Firma nu poate să-și ia banii cu japca din Consiliul Județean. Firma face ceea ce îi se spune și ce este lăsată, domnul Nicolescu și Rareș Dragă. Deci, firma, dacă eu am avut consilier personal pe domnul Bolba, un om expert pe construcții și pe drumuri, mergea la fața locului, făcea carota, venea, verificam. Dacă nimeni nu merge și verifică și ordonatorul principal de credite, oricine ar fi fost ăla, președintele Consiliului Județean, fără să dau nume sau să acuz, până acum făcea plățile din pix și din birou, așa și se vede. Dacă mergem în Alba, tot județul este asfaltat. Dacă mergem în Sălaj, tot județul este asfaltat. Dar de 28 de ani, județul de 5 stele, județul Cluj-Napoca, n-are drumuri județene. Să nu vorbim și județul de 5 stele, am crezut că numai municipiul este de 5 stele. A, am înțeles, deci județul e de minus o stea, poate, atunci. Este ceva ce... Numai și numai cetățenii care odată la 4 ani se transformă în cetățeni alegători ne vor putea spune. Noi ne oprim acum pentru o scurtă pauză de publicitate. Mulțumim mult Mihai Seplecan, fost președinte al Consiliului Județean Cluj, pentru intervenția telefonică din această seară.
A venit toamna, acoperă-mi umerii cu ceva. Orice piesă ai alege să fie pe gustul și măsura mea. De la sport la elegant, de la casual la non-conformist, la Vivo Cluj-Napoca stilul mă ajută să profit din plin de sezon. La Vivo Cluj-Napoca găsești inspirație în orice anotimp. Magazinul Gerovital din superbul Platinia Shopping Center este spațiul perfect pentru clujencele dornice să fie în trend cu cele mai noi tendințe din industria frumuseții. Noi suntem doctori în frumusețe. Fie că e vorba despre machiaj sau dermoanaliză, pe toate le găsești în magazinul Gerovital, un brand românesc creat de specialiști adevărați. Vină în magazinul Gerovital din Platinia și află în ce constă puterea produselor cosmetice Gerovital și Aslavital. Gerovital, doctor în frumusețe. Întotdeauna în vremurile tulburi, cei care câștigă sunt cei care au ales stabilitatea. Voss Logistics, lider în industria de transport și logistică în Europa, este o firmă stabilă și puternică. O firmă olandeză serioasă care caută angajați serioși și stabili în întreaga Românie. Nimeni nu știe când va veni criza din nou, dar noi știm că la precedenta criză, Voss Logistics a rămas în picioare ca o companie puternică și stabilă cu care îți poți face planuri până la finalul carierei. Dacă vrei să fii șofer de transport internațional într-o firmă serioasă, atunci hai să fim puternici împreună! Mariflor rămâne cel mai modern brand din Cluj și primul care lansează o aplicație de mobil special făcută pentru oamenii ocupați. Intră pe Google Play sau Apple Store, descarcă aplicația Mariflor și o să ai parte de surprize nebănuite. Oferte Mariflor cu reduceri la toate mezelurile noastre gustoase, rețete culinare inedite cu care să îți impresionezi prietenii, o harta magazinelor noastre ca să ne găsești mai ușor. Și asta nu e totul. Poți comanda prin aplicație toate produsele noastre, fie că e vorba de salam, cârnați, șunca, fumă specialități sau carne de vită și porc, dar și lapte și brânzeturi. Mariflor, măcelărie de bun gust. Dacă vrei să cumperi un apartament, la ce trebuie să fii atent? Constructorul să fie de încredere, să aibă un aspect modern și să fie de calitate construcția, să fie situat într-o zonă foarte bună a Clujului. Un apartament în ansamblul rezidențial Park Lake este alegerea optimă pentru tine și familia ta. Programează o întâlnire pentru viitoarea ta casă la numerele de telefon 0731 100 101, 0740 300 301 sau cere ne detalii pe office@park-lake.ro. Ne-am întors în direct la emisiunea În Vizor, alături de mine în această seară Claudiu Turcuș, reprezentant al partidului Demos, un partid care se dorește a fi un partid progresist de stânga, un partid care pune munca în centrul atenției sale. Concluzii interesante după prima parte a emisiunii. România nu este o țară săracă, românii sunt muncitori, însă faptul că sunt atât de prost plătiți, nu numai că are soluții, că poate fi remediat, dar nu este niciun fel legat de vreo vină a românilor. Continuăm această discuție și vedem care sunt planurile de viitor ale domnului Turcuș. Planurile mele de viitor sunt sigur în planurile politice, evident. În diverse direcții, dar din punct de vedere al Demos,
Aș spune două lucruri punctual. Aș reitera invitația de miercuri. Profesorul Cornel Ban va avea o conferință organizată de Demos Cluj la Fabrica de Pensule despre cum ieșim din subdezvoltarea socială. Deci, miercuri 7 noiembrie, ora 7 seara. De asemenea, un plan important pe care Demos îl are în această toamnă, e cel mai important proiect al toamnei pentru noi, la care am muncit în ultimile 4-5 luni, e lansarea unei campanii naționale exact pe muncă. Este cea mai importantă temă pe care o considerăm pentru societatea românească. Putem vorbi firește de multe altele, de educație, de sănătate, de servicii publice, dar munca nu a fost absolut deloc în centrul atenției publice în ultimii 30 de ani. Munca a fost un subiect tabu, un subiect care, practic, a lăsat foarte mulți oameni în subdezvoltare. Ceea ce poate cu adevărat dezvolta România și să o scoată din subdezvoltare este modul în care ne raportăm la muncă. Pentru că petrecem 8 ore pe zi, unii mai mult, alții poate mai puțin, la serviciu sau în activitățile noastre profesionale independente și modul în care practic ne gestionăm drepturile, modul în care ne construim sindicate, din nou un subiect foarte important care a fost practic discreditat pe agenda publică. Modul în care încercăm să atragem atenția că un patron, de exemplu, nu este cel care dă de mâncare oamenilor, ci este cel care, împreună cu oamenii care fac o muncă, el însuși făcând o muncă, produc un beneficiu societății. Iată, așadar, o discuție despre muncă, ceva mai rar întâlnit în ultima vreme, o discuție pur și simplu despre muncă, tot despre muncă discutăm și în continuare, dar despre munca politică, așa cum ați văzut, dacă ați urmărit știrile, la vârful partidului de guvernământ, PSD-iștii se toarnă între ei. Dacă cineva își închipuie că valiza pierdută pe un câmp în Teleorman este într-adevăr pierdută acolo, se înșală amarnic, este evident un pas în strategia împotriva liderului PSD, Liviu Dragnea, la fel cum alții au pus la luptă împotriva adversarilor lor politici tot din interiorul PSD o serie de înregistrări. Vom vedea o parte din aceste înregistrări în continuare cu Adrian Țuțuianu, senator PSD, proaspăt exclus din partid cu ocazia Comitetului Executiv de astăzi. Cu percepția publică este aia, omul are niște probleme și pe toate ce le faceți voi cu justiția, sunt pentru a se întâmpla pe el. Deci una este realitatea, alta e percepția, opinia publică judecă după percepție. Și o temă care mă vizionează pe cea următoare. Ce se întâmplă dacă ăștia fac un lucru cu până stase? Pentru că îi dădea termenul la două săptămâni. Dar stase era un lucru de macro. Dar ăștia cu trei termene reaviază tot. Nu sunt alte documente. Și poate face influențe în lumea mai grea. Te trezește exemplu în luna martie anul viitor, că îi menține condamnare de o zi. Nu dă trei și șapte luni, de o zi. Pentru că fiind recidivă și ne fiind anulată prima condamnare, trebuie să-i execute doi plus o zi. De asta am spus că eu fiind să fac un pas în spate, lateral, de zi. Cel mai tragic la această înregistrare nu este atât că a fost pusă la dispoziția presei de cei care au participat în mod evident la întâlnire, ci că acesta este conținutul unei întâlniri, unei ședințe de partid. La acest nivel s-a ajuns să se discute la ședințele partidelor politice aflate la vârful piramidei din România? Da, probabil că ăsta e nivelul și gradul de preocupare pentru interesele cetățenilor pe care partidele, să le spunem, tradiționale de după 1989 le au. Ce mi se pare mie absolut șocant în intervenția domnului Țuțuianu este că nici nu-l contestă pe Dragnea, dar nici nu știe cu adevărat cum să pună problema. Adică o lipsă totală de substanță, inclusiv în miza centrală, aceea de a-l contesta. Practic îi cere să retragă pe niște argumente care nu există, pe niște date tehnice care sunt pur și simplu lipsite de absolut orice substanță. Da, din păcate, ăsta este nivelul vieții politice și acest nivel va trebui să fie sancționat de către oamenii care se vor duce să voteze la următoarele alegeri. Mai vedem în continuare încă o scurtă înregistrare cu senatorul Adrian Țuțuianu, repet, exclus astăzi alături de Marian Neacșu, secretarul general, excluși ambii din Partidul Social Democrat.
putem să respirăm și să continuăm. Iată de ce își dorește senatorul Țuțuianu o ordonanță de urgență privind amnistia și grațierea și cităm, să putem să respirăm, să putem să continuăm. Eu cred că este foarte interesantă această formulare. N-are rost să zăbovim, să analizăm stilistica domnului Țuțuianu. De ce e important și mi se pare puțin și hasliu, este modul în care înțelege domnul Țuțuianu ideea de curățenie. Câtă flexibilitate, între ghilimele, lexicală și morală să ai, încât să vorbești în termeni ăștia despre curățenie. Cred că e o discuție cu dead end, la care n-are rost nici să zăbovim și nici să o exploatăm foarte mult, pentru că nu e de fapt nimic acolo. E pur și simplu o încercare de a te menține la putere, de a face jocuri interne în PSD, de a încerca să ajungi în poziții cheie fără a avea o anvergură pentru asta, și sunt cazurile clasice de figuri politice care vor fi cu siguranță uitate în 6 luni, un an. Asta în ceea ce privește pe senatorul Țuțuianu, dar în ceea ce privește faptul în sine al unei ordonanțe privind o eventuală grațiere. Nu sunt jurist și nu știu exact de fiecare dată când în spațiul public s-a rostogolit această idee că urmează ordonanță 13, că legile grațierii îl vor scăpa pe Dragnea, că știu eu, există tot felul de subtilități juridice care practic vor ajuta PSD-ul și corupții din PSD să nu intre în pușcărie. Cu siguranță există această miză, pentru că foarte mulți sunt oameni care au probleme de dosare penale. Cu siguranță Liviu Dragnea are un interes foarte mare aici, dar cu siguranță trebuie să ne ducem dincolo de lucrurile astea. Mergem în continuare cu emisiunea noastră. L-avem acum în legătură telefonică directă pe Eugen Tomac, deputat și președintele Partidului Mișcarea Populară. Bună seara, domnule președinte! Bună seara dumneavoastră și invitațiilor dumneavoastră. Vă mulțumim în primul rând că ați acceptat să intrați în legătură cu noi. Întrebarea noastră este, astăzi v-ați prezentat la Parlament cu o valiză, ce era în acea valiză și ce ați vrut să faceți prin acest gest politic? Ce a vrut să spuneți celor care v-au urmărit? În primul rând, pentru că există o dezbatere națională care a fost lansată în acest weekend de către jurnaliștii de la Rise Project cu privire la valiza găsită. Cred că în modul cel mai direct putem scăpa de Liviu Dragnea dacă avem curajul să privim realist spre spectrul politic și să depunem toată opoziția unită o moțiune de cenzură. În mod simbolic, pentru că sunt un om care circulă mult prin țară și în străinătate. Valiza este continuu la mine în mașină. Am scos-o, mi-am pus moțiunea pe care noi am redactat-o încă în urmă cu 60 de zile. Am actualizat-o în ultimile zile cu chestiuni ce țin de inflație, cu chestiuni ce țin de izolare externă, cu ultimile evoluții legate de împrumuturi, pentru că probabil românii puțin cunosc că România astăzi se împrumută mai mult decât în perioada de criză. Deja anul acesta am împrumutat 12 miliarde de euro, bani pe care guvernul actual îi disipește pe diferite pomeni electorale. Domnule deputat, am văzut moțiunea de cenzură, ați avut-o la îndemână, chiar în valiză, dar semnăturile pentru această moțiune le aveți? Nu, vreau să fiu foarte corect înțeles. Nu este moțiunea PMP. Noi am propus un text pe care sper să-l studieze cu multă atenție și colegii din PNL și USR, să-l îmbunătățească, pentru că este un draft de la care plecăm. Nu putem noi, nici PNL-ul singur, nici USR-ul singur, să depunem o moțiune de cenzură. Iar pentru a fi un test cât mai reușit, cât mai aproape de o reușită, trebuie să mergem împreună și mai mult decât atât să discutăm și cu parlamentarii nemulțumiți din PSD, inclusiv cei care sunt astăzi în jurul lui Victor Ponta. Deci, pentru a reuși e nevoie de o echipă de negociere extrem de responsabilă și, dincolo de orice calcul, dincolo de orgolii, este nevoie de o acțiune chipzuită a opoziției, pentru că dacă nu scăpăm de Dăncilă, este foarte greu să scăpăm de acest om care pur și simplu a ajuns să fie mai urât decât Ceaușescu.
Cât timp credeți că a mai rămas la dispoziție opoziției pentru a depune o moțiune de cenzură? Sesiunea parlamentară se apropie destul de repejor de încheiere. Vin sărbătorile, vine sfârșitul anului? Eu cred că în următoarele 2-3 săptămâni acest subiect trebuie să se închide pentru că nu avem altă șansă. Dacă nu depunem în 10 zile această moțiune și nu o dezbatem și votăm, este puțin probabil să credem cu 2-3 săptămâni înainte de președinția Consiliului Uniunii Europene va dori cineva să se adentureze într-o criză politică. Tocmai de aceea cred că până în 1 decembrie poate reușim să le oferim românilor un cadou cu prilejul centenarului și anume să avem la Palatul Victoria un alt guvern. Iată așadar 10 zile maximum pentru depunerea moțiunii de cenzură, un termen pe care îl estimează președintele Partidului Mișcarea Populară, deputatul Eugen Tomac. Vă mulțumim, domnule deputat, pentru intervenția dumneavoastră telefonică. Noi continuăm discuția. Partidele de opoziție par să se certe ca ce? Ca niște partide care cumva sunt din specii diferite. Pe de o parte avem PNL-ul și PMP-ul, care nu fac parte dintre partidele tradiționale, au fost la guvernare. Eu am vrut să folosesc o altă expresie, ca cercetătorii pe cazanul gol, este tot o expresie din arsenalul politic al fostului președinte Traian Băsescu. E cu siguranță și asta adevărat, pentru că, până la urmă, acest proiect de a-l da jos pe Dragnea, de a-l da jos pe Dăncilă, de a scăpa de PSD, este un non-proiect. Ca să convingi cu adevărat oamenii că ai un proiect pentru România, trebuie cu adevărat să ai măsuri economice, trebuie să vii cu ceva concret, trebuie să ai, practic, chiar din opoziție fiind, să pui presiune pe putere, nu doar să faci gesturi performative pe la Parlament. Și să ne uităm puțin în continuare și la disputa din interiorul opoziției, ce au avut de spus unii altora, reprezentanții PNL, reprezentanții formațiunii politice animate de fostul prim-ministru Dacian Cioloș, au avut contre în ultimele zile. Dacian Cioloș a început acest ping-pong politic. PNL spune Dacian Cioloș se regăsește în zona clasei politice vechi și refuză cu obstinație să se reformeze. Răspunsul nu a întârziat să vină de la Ludovic Orban, președintele PNL, care a spus cine atacă PNL face un uriaș serviciu PSD. Și în continuare Raluca Turcan a preluat mingea și a spus încă nu am înțeles cum poate negocia dărâmarea unui guvern fără grup parlamentar și partid. Spune Raluca Turcan despre Dacian Cioloș. Iată, dispute nu există doar între opoziție și putere, există și în interiorul opoziției. Da, e adevărat, numai că asta spuneam, această opoziție este din specii diferite și fiecare aleargă cumva pe culoare diferită încercând să ajungă primul la linia de sosire. PNL-ul a curtat pe Dacian Cioloș, USR-ul a curtat pe Dacian Cioloș, Dacian Cioloș a considerat USR-ul prea mic la acea vreme pentru el și PNL-ul prea murdar, probabil. Acum a venit vremea să se disocieze pentru că simte, apropiindu-se alegerile, că înfruntarea va fi între vechi și nou, între partidele vechi și partidele noi. Mai spune ceva Dacian Cioloș în intervenția lui după ce se disociază de PSD. Spune că vede în USR un partener și vede în Demos un nu spune un adversar, dar spune cu siguranță un partid care face parte din specia partidelor noi. Deci în același timp, încă două... Eugen Tomac, reprezentantul Partidului Mișcarea Populară, spune că mai puțin de 10 zile avem la dispoziție pentru a depune o moțiune de cenzură dacă opoziția dorește să facă acest lucru în această sesiune parlamentară. Aceasta a fost emisiunea În Vizor de astăzi. Invitatul nostru, Claudiu Turcuș, de la Partidul Demos. Am discutat despre coșul minim, despre salariul minim. Ați văzut, 2500 de lei ar fi necesari pentru supraviețuirea decentă a unui om, 7000 de lei în cazul unei familii, care statistic este compusă din 2 adulți și 2 copii, 7000 de lei, acesta ar fi targetul, acesta ar fi nivelul la care ar trebui să tindă economia românească, societatea românească pentru a ieși din acest stadiu de subdezvoltare. Emisiunea se încheie aici, ne luăm la revedere de la Claudiu Turcu și ne revedem mâine la aceeași oră. Până atunci, numai bine tuturor!
că e weekend și... Înțelegi? Asta e motivul. Și nu este avion un pic mai târziu. Hmm? Și nu este un pic mai târziu avion. Nu, păi am biletul deja luat. Păi n-ai, care? Da, merge, merge. Tarumul e și mai devreme decât ăsta. Asta e la 7, tarumul la 6. Blue sau ce e? Blue e, da.